Salut! Azi sunt la faleză și vreau să văd ceva minunat. Uite câți case sunt! Foarte multe case! Și aceste case sunt pentru oamenii stă și, cum se zice, sell, vândă mâncare și tot felul de postii. Ei vândă și aici e tot căsuți, foarte multe, și sus aici e un șapcă, nu știu ce, foarte multe hați, nu știu ce înseamnă, dar e foarte multe. Și aici e mama mea, care zăpăcește omul. Hai! Vino să-ți arată pălăriile, diferite culori. Aha, așa am zis și eu. Diferite feluri, mai mari, mai mici. Vine o mașină de gunoi, o vezi? Mhm. Deci astea poate sunt căsuțe în care se vând diferite produse. În august, în Brăila, e ziua Brăilei, zilele Brăilei. Aha. În 15 septembrie, august. E Sfânta Maria. Stai că doi personaje. Și ce august, mai acum ce urmează, mama, să facem? În spatele nostru este Dunărea. Deci asta e faleza Dunării. Hai să mergem acolo, așa. Ai filmat pălăriile până unde sunt? Până în capăt acolo? Stai cam... A, așa. Și? Până în capăt acolo. Așa. Unde? O, da. Dar ce înseamnă ăștia? Ce înseamnă? Decorați. Da. Decorați frumos. Acolo la centru Brăilei este cu umbrele și aici cu pălării. Aha, da, asta e Jess Toby, nu Jess Lydia. Atunci spre faleza Dunării, unde o să facem o plimbare cu vaporașul. Dacă ai făcut, nu, like stai, and nu. Ce? Hai să mergem aproape pe Dunării să vadă faleza. Aici, uite, o terasă specifică. Zonei, cu terase afară, unde se mănâncă mici. Mm-hmm. Altă terasă. Restaurant, se zice. Da, restaurant. În engleză. Patio, ce? Patio, sau cum se zice. Uite, o patio. Bar? A bar? Or patio? Yeah. Nu știu ce e un patio. Mm-hmm. E foarte... So sunny. Uite câți oameni așteaptă. Uite câți oameni așteaptă. Și noi mergem în asta mic. Nu știu care e vaporul. Asta se cheamă Lacul Sărat. Lacul Sărat. Noi mergem în Lacul Sărat? Lacul Sărat e o sătata aia. Aici e așa denumirea vaporului. Și o să închid acum. Da, o să închid acum. Cine pe vaporaș. Da. See you later. See you later. Pa.